găsit, stimați telespectatori. Lângă mine este o frumoasă doamnă, doctor Corobea Oana. Este doctor dermatolog, cum spunem noi de fiecare dată. V-am invitat pentru că eu cred că este foarte important să avem și o piele sănătoasă. De regulă, noi lunea am invitat medici în emisiune. Așteptăm, stimați telespectatori, și mesaje de la dumneavoastră. Dacă aveți sau ați avut o problemă de piele, cred că este cazul să puneți acum o întrebare, să vedem ce se poate face. Și pentru că bolile de piele sunt cele mai întâlnite, am putea spune, forme de infecții, ăsta e și motivul pentru care am vrut să fiți astăzi lângă noi și să ne spuneți dacă este așa, dacă este un top al bolilor de piele și de ce cancerul de piele a început să prindă atâta teren încât tot mai multă lume ajunge să facă acest lucru. Există un top al bolilor de piele. Ele sunt foarte multe, peste 2000 de boli dermatologice. Cea mai frecventă boală de departe este acneea. 80% dintre adolescenți sunt afectați de acne. Asta ar fi cea mai frecventă. Bineînțeles, există multe alte. Psoriazisul afectează 2% din populație. Cancerul de piele puțină lume știe, dar este cea mai frecventă formă de cancer. Dintre toate cancerele, cancerul de piele este cea mai frecventă formă de cancer, însă majoritatea sunt blânde. De asta nu îi sperie atât de mulți pe oameni. Și poala asta sapă în timp, să spunem așa. Sunt trei tipuri. Trei tipuri de cancere cutanate, trei tipuri mai frecvente. Sunt și unele foarte rare, dar nu se merită să discutăm despre ele. Cele trei care sunt cele mai frecvente sunt carcinomul bazocelular și acesta este cel despre care știe toată lumea că sapă încet și sigur. Este o formă de cancer care rămâne localizată de cel mai multe ori la nivelul pielii. Adică apare o mică pată care se tot mărește, poate să crească în suprafață. De culoare, nu? O pată roșie. De cele mai multe ori, o pată roșie, aceasta se extinde, poate să crească și în suprafață, să devină un mic nodul, un nodul care și acesta va crește. Crește foarte lent, dar în timp, în 10-20 de ani, poate să ducă la desfigurare. De cele mai multe ori afectează fața. Și de ce? Pentru că este cea mai expusă la soare și soarele este principalul factor de risc în apariția acestei forme de cancer. Această formă de cancer nu metastazează aproape niciodată. Deci metastazează foarte, foarte rar, încât putem spune că practic niciodată nu metastazează. Deci omul de obicei nu moare din cauza acestui tip de cancer, dar este dizabilitant, în sensul că poate distruge nasul, poate distruge ochiul, dacă este localizat la nivelul pielii păroase a capului, la nivelul scalpului, poate să invadeze osul, să ajungă chiar la creier. În momentul deci e inestetic, dureros, probabil. Dureros și la un moment dat pune într-adevăr viața pacientului în pericol, se poate suprainfecta și să ducă la complicații destul de grave. Deci nu dă metastaze, dar totuși rămâne încadrat ca și cancer din cauza faptului că este foarte invaziv local. Aceasta este și cea mai frecventă formă de cancer, cea mai blândă, dar cea mai frecventă formă de cancer cutanat. Spuneați, mai sunt două? Mai sunt două. Carcinomul spinocelular, acesta este următorul ca și frecvență. Acesta poate fi localizat atât pe piele, dar și pe mucoase. La nivelul mucoaselor, în principal buza inferioară este afectată. Din nou, principalul factor de risc soarele, dar aici mai intervine și un alt factor de risc, anume fumatul. De obicei, bărbații care fumează mai mult, și timp mai îndelungat, dezvoltă această formă de cancer la nivelul buzei inferioare și aceasta este relativ blândă, să zicem. De ce relativ? Dă metastaze, dar de cele mai multe ori aceste metastaze sunt la nivelul ganglionilor locoregionali. Deci dacă cancerul e localizat pe buză, undeva la nivelul gâtului, ganglionul cervical cel mult. Poate în stadii avansate să dea însă și metastaze sistemice. E o boală adultului sau și copiii sunt predispuși? Carcinomul spinocelular este o boală a adultului. Sunt descrise cazuri foarte, foarte rare la copii, în general copii cu imunosupresie, copii cu boli de piele care care fac pielea foarte sensibilă la soare. Deci sunt anumite boli genetice foarte rare, xeroderma pigmentosum, mă rog, n-are rost să discutăm, care predispun pielea la arsuri solare severe, frecvente și da, acești pacienți pot să dezvolte cancer la vârste foarte tinere, chiar până înaintea adolescenței, dar într-adevăr este un cancer al adultului. Merită spus că și acesta metastazează, dar în stadiile tardive, deci la nivelul organelor, la nivelul ficatului, la nivelul plămânului, dar în stadii tardive, deci dacă e descoperit la timp, se vindecă, la fel ca și carcinomul bazocelular. Poate trebuia să încep cu
cel mai agresiv cancer cutanat, care este melanomul. L-am lăsat și ultimul. L-am lăsat și ultimul, poate cu el trebuia să începem. L-am lăsat ultimul pentru că este cel mai puțin frecvent, să zicem așa, dar merită spus că frecvența, incidența lui este în creștere. Adică acum câteva 10, 20, 30 de ani era mult mai rar, incidența lui a început să crească vertiginos, exponențial, datorită soarelui. Datorită faptului că oamenii se expun mai mult la soare, în principal în scop recreațional, adică să se bronzeze, dar și pentru că soarele este din ce în ce mai nociv. Deci poveștile cu urărirea stratului de ozon nu sunt chiar povești. Dacă stratul de ozon este o realitate crudă până la urmă, crudă, dacă stăm exact. Să raportăm la ce se întâmplă. Exact. Fiind stratul de ozon fiind tot mai subțire, pătrund mai multe radiații nocive și melanomul a ajuns să afecteze riscul în cursul vieții al unei persoane cu fototip 2-3, adică un ten alb, da? Deci o rasă albă, riscul în cursul vieții de a face un cancer cutanat este 2%, deci 1 din 50 de persoane pot face un melanom. Este cea mai agresivă formă de cancer. De ce? Pentru că metastazează, deci diseminează în organele corpului și în destul de repede. Deci, raportat la data debutului, la data apariției primului semn pe piele, poate să metastazeze destul de rapid. Ce e foarte important este că dacă este descoperit în stadiul incipiente, în stadiul 0, în stadiul 1, mai merge tratat. Se vindecă. Se vindecă. În stadiul 0 supraviețuirea este la 5 ani, ca așa se măsoară în general supraviețuirea în cazul cancerului. Supraviețuirea la 5 ani este de 100%, deci toți. În stadiul 1 de 98%. De aceea este foarte, foarte important să fim atenți la pielea noastră. Foarte important să ne autoexaminăm periodic. Acum nu să facem obsesie, să ne uităm zilnic după alunițe, după semne, după pete, dar periodic să ne autoexaminăm. Foarte important să ne prezentăm la un consult dermatologic, nu numai când avem o suspiciune, oricum. Bine, asta nu e un cult la română. Ducem la medic când avem o problemă. Când avem o problemă. Prevenția nu prea există. Și mai grav când ne doare. Și trebuie spus că nu doare. Deci cancerul de piele nu doare. Să zicem că bazocelularul în stadii tardive poate să dea durere, dar melanomul de cele mai multe ori nu afectează terminații nervoase și de aceea nu doare. Este necesar un consult la medic tot timpul când venim de la mare, de exemplu, că nu se mai respectă orele de expunere la plajă. De dragul bronzului stăm mai mult decât ne permite conduita. Bine ar fi să nu stăm deloc. Da, dacă da, mă întrebați pe mine ca și dermatolog. Dar cum să ieșim așa primăvara, da. Sau nu, vara după primăvara, albe pe stradă. Da. Nu, n-ați văzut? Solar, de plajă, cât mai mult, unde se poate. În urmă cu mai cu câteva, un secol, să zicem, dacă ne gândim cum persoanele bogate, persoanele aristocrate, aveau piele albă. Așa, de ce? Pentru că cei care erau bronzați erau cei care lucrau în câmp, lucrau în aer liber, își permiteau să aibă pielea albă doar aristocrații, care stăteau în tot timpul, mă rog, la plimbări cu umbreluțe sau dacă ieșeau. Deci, aceea era moda acum un secol și mai bine de atâta. Încet, o modă sănătoasă. O modă urmă, sănătoasă, într-adevăr. Raportăm, da. Aceasta s-a schimbat, din păcate, dar să știți că revine. Moda cu piele albă revine. Deja în Occident, dacă vă uitați la manechinele care defilează pe podium, nu mai au pielea bronzată. Într-adevăr, aveau, acum 80 de ani, aveau pielea bronzată și se purta bronzul, că de acolo începem să le sunt reperele noastre, să zicem, sau în revistele de modă. Când și dresul, când îl cumpăra, ați văzut cum, ce culoare vreți? Păi bronz. Da, bronz, exact. Să mai bronz. Măcar ăla-i sănătos dresul. Da. Încet, încet revine pielea albă. Pielea albă revine la modă și tocmai din acest motiv. Pentru că lumea începe să fie conștientă de riscurile la care se expune atunci când stă la soare. Am vorbit de piele albă și mi-ați amintit de o boală pe care, din nou, parcă o văd mai frecvent decât în anii trecuți. E vorba despre vitiligo. De ce tot mai multă lume pățește așa ceva? Și am văzut și la, să spun așa, vârstă mai tânără decât, că în general vedeai un om mai în vârstă care avea vitiligo. Acum, și mulți am văzut pe mâini. Vitiligo, frecvența, incidența bolii, într-adevăr, a crescut, dar nu foarte mult. De ce a crescut? Nu se vindecă niciodată, că cel puțin cu persoanele cu care am vorbit spuneau că nu, din păcate, eu nu am vindec pentru asta. Sunt câteva tratamente care pot să țină boala sub control, au o eficiență. În cazuri particulare, eficiența este redusă a tratamentelor. Majoritatea au eficiență de 30-40%.
dar nu pot să vindece. Deci pot să țină boala sub control, pielea se poate repigmenta, să redevină maro, da, să redevină... Asta e important, că este inestetic. Este inestetic. Și mai ales dacă ai pe față, e deja... Oriunde ar fi până la urmă, este inestetic. Da, dar devine un complex, știți, este, având în vedere că mergi la serviciu sau depinde ce serviciu. Într-adevăr. De exemplu, eu dacă aș face mâine asta, n-aș mai putea să fiu aici, nu? Exact. Acum, incidența, v-am zis că a crescut, dar foarte puțin, nu semnificativ. De ce a crescut? Este frecventă declanșată sau exacerbată de stres. Nu este cauza directă. Stresul nu e cauza directă. Dar încă nu s-au descoperit nici aici 100%. Este o boală autoimună, nu se știe exact de ce apare. Se știe însă că stresul o agravează și, într-adevăr, oamenii sunt din ce în ce mai stresați. Merită spus că debutează de cel mai multe ori la copii. Deci, ați zis că vedeți la persoanele tinere. Debutul este în jurul vârstei de 10 ani, acolo e vârful. Dar la ei tratamentul, să zicem, că este oarecum mai eficient decât la persoanele adulte. Deci dacă îl surprindem la debut, în faza cât încă este în faza inflamatorie, atunci mai ușor oarecum îl putem trata. În faza cronică, stabilă, mai greu se poate repigmenta. Și localizarea. Ați zis că frecvent pe mâini. Acestea sunt localizările predilecte pentru vitiligo. Din păcate, zonele care se văd, zonele expuse, adică dosul mâinilor, în jurul gurii, în jurul ochilor, acestea sunt localizările cele mai frecvente. Alimentația are vreun rol aici sau Absolut niciun rol în vitiligo. Că se vorbea de celebrele euri pe care le ingerăm zilnic. Nu, singurul lucru care ar merita spus... Unul dintre tratamente este cu beta-caroten, adică este acea substanță conținută de morcovi. Ce face, de fapt, beta-carotenul? Dă o culoare portocalie a zonelor albe, o culoare galben-portocalie, dar mulți pacienți refuză, că nu e niciun avantaj să fii alb față de, să fii galben-portocaliu față de a fi alb pe zonele respective. Dar asta nu înseamnă că pacienții cu vitiligo trebuie să mănânce mulți morcovi. Deci nu, dieta nu are absolut, regimul nu are absolut nicio importanță în vitiligo. Am un mesaj ce trebuie făcut într-un agent, un plan, zic bine? Ziceți bine, acum pacientul, nu știu exact la ce se referă, angiomul este o tumoră vasculară, denumirea de angiom plan, poate hemangiom plan, în fine, în tumorile vasculare. Acestea sunt tumori... Angiomus și hemangiomus sunt tumori benigne, nu se cancerizează. Tratamentele sunt, în general, au scopul să distrugă vasele de sânge care sunt prezente în angiomul, hemangiomul respectiv. Pentru un angiom, acele mici pete roșii, așa numitul cherry angioma, angiomul cireașă, acele mici pete roșii care apar pe corpul tuturor odată cu înaintarea în vârstă și care cresc și devin așa ca niște cireșe, de ale și zice angiom cireașă, mă rog, traducerea ad literam din engleză. Pentru acestea, tratamentul de lecție este cauterizarea, adică efectiv să fie tăiate cu cauterul de pe suprafața pielii. Pentru hemangioame, cele mai bune sunt tratamentele laser. La ora actuală, tratamentul cu lumină intens pulsată sau tratamentul laser care distruge. Sunt atrase, lumina aceea inteligentă este atrasă de hemoglobina din vasul de sânge și coagulează vasul respectiv. Acestea sunt cele mai eficiente la ora actuală. Tratamentele se pot face și aici în provincie, că și aici este de discutat. Da. Mergem tot în orașele mari, pentru că, mă rog, orașele mari sunt mai, să zic așa, apte cu toate cele câte trebuie. Se pot face și aici la noi, sigur. Da. Vorbeam puțin mai devreme despre acnee. Da. O să revenim și la cancer, pentru că vom vorbi despre dermatoscopie, dar până atunci să atingem și acest subiect care spuneați dumneavoastră că este preponderent în vârsta adolescenței, dar bineînțeles că nu numai aici. Acnee apare și pe parcursul vieții și poți să fii și tânăr și mai în vârstă. Poți să ai un ten care nu-ți face plăcere să îl vezi în oglindă în fiecare zi. Acnea, într-adevăr, este o boală a adolescenței. V-am zis și mai înainte, afectează cea mai mare parte a adolescenților. Cei mai mulți dintre acești pacienți au forme ușoare de acne. Un coș, 2, 3, 4, 10, care de multe ori nici nu necesită tratament.
însă mulți dintre ei au și forme mai restul. Mai vulgare, da, asta pentru că umblă pe ele sau de ce? Nu, pentru că pur și simplu fac ei forme mai grave de acne. Faptul că umblă la coșuri, n-au voie să umble la coșuri, de ce? Pentru că crește riscul de a se face cicatrici pe față, deci de asta n-au voie să umble la coșuri, efectiv. În faptul că umblă nu le agravează acnea, dar le crește... Infectează, probabil, mai mult. Da, distrug foliculul pilosebaceu, în primul rând, și distrugând o zonă care e profundă localizată la nivelul pielei, automat crește riscul de cicatrici. În al doilea rând, substanțele iritante conținute în coș intră în piele și fac o iritație și mai mare. Și această iritație și mai mare duce la formarea, la riscul mai mare de cicatrici, la riscul mai mare de a forma cicatrici. Acnea, de cele mai multe ori, se vindecă spontan la terminarea adolescenței, undeva la 18-20 de ani. Dar lor nu le place să meargă așa la școală și recurg la tot felul de... Îi afectează foarte mult și să înțelegem, totuși e perioada în care li se formează personalitatea. Trebuie și... să arate bine, evident, pentru ei sau evident, pentru altcineva. Evident, da. Și fața e prima pe care o vezi. Primul contact cu un om, când ai un prim contact, te uiți prima dată la față și evident că îi deranjează și de aceea trebuie tratată, dar nu de ei. Nu trebuie să meargă la cosmeticiană. Bine, poți să meargă, dar primul pas este medicul dermatolog sau medicul de familie. Deci primul pas este să meargă la un medic și apoi altceva. Medicul să-i prescrie un tratament, să aibă răbdare să urmeze acel tratament. De ce? Pentru că efectele tratamentului, efectele oricărui tratament, nu este peste noapte în acne. Trebuie să aibă răbdare cel puțin o lună, de cele mai multe ori 2-3 luni. Se vindecă greu, dar... Sau se tratează mai greu. Se tratează așa, mai greu, da. Deci până acea cremă sau acel medicament își face efectul, durează. Nu trebuie să aștepte să vadă peste noapte efecte de pe urma tratamentului. Sunt tratamente, de fapt majoritatea tratamentelor antiacneice, la început, irită, ustură până pielea se obișnuiește. Sunt neplăcute. Pot să scoată la suprafață coșurile și să li se pară că acnea se agravează pe moment, dar totul este tranzitor. Deci trebuie să aibă răbdare să vadă efectele tratamentului. Deci primul pas este să meargă. Se pot trata acasă cu ceva? Apropo de ce discutam înainte de emisiune, cât de bine e să ne mai facem câte o măscuță de fructe și legume și făină și, eu știu, mălai sau iaurt, da. Nu. Deci, în general, remediile casnice, leacurile astea băbești, nu numai că nu sunt eficiente, dar pot să și agraveze atât acnea, cât și multe alte boli cutanate. Deci, trebuie să evităm, să punem acide... De exemplu, mulți spun zeamă de lămâie. Zeamă de lămâie, într-adevăr, e astringentă. Are acid citric. Acidul acesta citric exfoliază pielea. Mecanismul ar fi oarecum bun, să zicem. Da? Multe tratamente antiacneice au drept scop exfolierea pielii. Dar folosind acest remediu pe care l-am dat exemplu, nu e nimic controlat. Nu știi cât pătrunde zeama aia de lămâie. Dacă o lași prea mult ce pe față... Deci dacă o lași prea mult pe față, poate să ardă pielea, să se păteze pielea, să irite foarte tare. M-ați întrebat de iaurt. Iaurtul nu are absolut niciun rol, nici de calmare, nici de astringent, nici nimica. Deci cele argila mai multe... Argila iar se folosește. Da, se folosesc măștile cu argila. Să zicem că aici n-ar fi chiar așa de rău. Castravetele, care e celebru. Cele mai multe, să zicem că nu fac rău, dar nici nu ajută, dar multe din aceste remedii casnice pot să facă rău. De exemplu, vă dau un exemplu, crema de gălbenele. Toată lumea își pune peste tot, cum îl mănâncă undeva, cremă de gălbenele. Ei bine, crema asta de gălbenelele sunt un puternic alergen, puțină lume știe asta. Adică pot să dea alergii pe piele, pot să facă inflamații dacă punem chiar pe piele sănătoasă. Persoana respectivă poate să facă alergie chiar numai de la crema de gălbenele. Într-adevăr, gălbenelele au un ușor efect antiinflamator, dar posibilele riscuri asociate cu folosirea acestei creme de gălbenele sunt mai mari decât beneficiul. Sau mușețelul, iarăși. Are un ușor efect inflamator, dar la rândul său este un puternic alergen. Sau aud pe mulți pacienți că pun spirt pe piele. M-am mâncat pielea și am pus spirt.
se usucă, irită, nu aduce niciun avantaj. Cel mult se dezinfecteze, nu? Dacă... Da, dar vedeți, cu spiritul ăsta pe piele se folosește într-un singur scop, înainte de a face o injecție, fie ea intravenoasă, fie intramusculară. Se folosește pentru că e și cel mai ieftin, zic eu. Nu știu. Cel mai la îndemână, cel să zicem. Toată lumea știe de spirit. Dar scopul lui este principal pentru dezinfectarea suprafețelor. Deci nu avem voie să-l punem pe piele. Irită, usucă, da, dezinfectează pielea, dar dacă luăm acnea, ca exemplu, acnea nu este o infecție. Multul meu crede că acnea este o infecție. Sunt implicați în ca și cauze două bacterii, sunt implicate două bacterii, dar aceste bacterii sunt în mod normal pe pielea fiecărui om, deci fac parte din flora cutanată normală. Stafilococ sau ce? Stafilococul epidermidis, deci nu acela rău de care se teme lumea, nu, stafilococul aureu. Aureu. Ăla da. E cel, acela este stafilococul rău, da. Să-i zicem, deci nici și acela nu e chiar așa de rău. Și propionii bacterium magnes, astea sunt cele două bacterii, toți le avem pe față. La pacienții cu acne, pentru că sunt și alte modificări, gen excesul de sebum, tulburări de keratinizare, aceste două bacterii se înmulțesc excesiv și dau coșulețele. Dar nu putem spune că acnea este o infecție. Folosim în formele de acne moderată spre severă, folosim antibiotice, dar scopul lor este, efectul lor este în primul rând un efect antiinflamator. Într-adevăr, omoară cele două bacterii și ne folosim și de efectul antibacterian, dar în primul rând le folosim ca efect antiinflamator. Deci revenind, deja v-am pune spirit pe acne, dacă de la asta plecasem. Deci pacienții ar trebui să se ferească să ceară sfatul vecinilor, al prietenilor. Ceea ce se practică la greu. La greu. În România, da. La greu. Ce a făcut vecina, fac și eu. Că, că uite, ei a trecut. Acolo, i-a trecut. Da, da, da. Nu stai să-mi treacă și mie. Apropo de adolescenți, spuneați că mai bine să primul pas să fie făcut la medic decât la cosmetică. Acum vă întreb, la vârsta adolescenței este nevoie și de cosmetică? Pentru că tot mai multe tinere le auzi de la 11-12 ani că merg la cosmetică? Sau este o vârstă anume când trebuie să te adresezi ca să nu agresezi pielea? În general, tratamentele cosmetice nu fac rău. Nu strică pielea. Chiar dacă le începem la o vârstă tânără, nu fac rău. Dimpotrivă, fac bine. Depinde pentru ce scop sunt adresate. Fie pentru hidratare, curățare. Deci să nu mai certe mămicile, fetele, că merg la cosmetică prea devreme. Nu se întâmplă absolut nimic. Singurul lucru atunci când este o problemă pe piele, deci când este vorba de ceva mai mult decât 2-3 coșuri sau pete pe piele, primul pas ar trebui să fie dermatologul. Și de multe ori să știți că dermatologii indică tratamentul cosmetic, deci când este nevoie. Dar pentru o piele fără probleme, sigur, oricine poate să meargă. Pentru o piele fără probleme deosebite, dar atunci când sunt probleme, când este o boală dermatologică pe piele, când există o boală dermatologică, atunci trebuie să ne îndreptăm în primul rând către medicul dermatolog și apoi la cosmetică, dacă e cazul. A trecut aproape jumătate de oră din emisiune și haideți să vorbim despre această revoluționară metodă de depistare, de tratare a bolilor foarte grave, despre dermatoscopie. Să ne vorbiți ce înseamnă acest lucru, cine se poate trata și în ce fază și dacă aici în Târgu Jiu poate omul să facă acest lucru. Dermatoscopia, principalul scop pentru care a fost inventată, se folosește pentru principalul scop pentru leziunile pigmentare, deci pentru alunițe, așa cum știu pacienții. Da, să ne uităm la alunițe și să vedem care alunițe pe care sunt toți le avem, de toți când le ne naștem, cu unele dintre ele. Exact. Da. Să le examinăm mai îndeaproape, să zicem, de ce. Ce este de fapt dermatoscopul? Este un fel de microscop de piele, adică e un dispozitiv prevăzut cu o lumină și cu o lupă, mărește de 20 de ori. Ei, cu acest dermatoscop putem să vedem mai în profunzime structurile pielii. Deci ne ajută să observăm mai în detaliu, să zic așa. Nu e chiar ca un microscop, nu e ca și cum am luat o bucată de piele și ne-am uitat la aia microscop, dar totuși vezi structurile unei leziuni mult mai în detaliu decât le-ai vedea cu ochiul liber. Am zis că principalul scop este în investigarea, în monitorizarea alunițelor, în sensul că unele alunițe pot să pară cu ochiul liber că sunt suspecte, dar multe dintre ele
chiar dacă atunci când ne uităm cu ochiul liber nu au niciun semn că ar fi suspecte sau că prezintă un risc de malignizare, în momentul în care ne uităm cu dermatoscopul, atunci, văzând structurile mai în detaliu, ne dăm seama mai bine de riscul pe care îl prezintă acea luniță. Fiecare om, deci deja nu mai zic pacient, orice om ar trebui să meargă măcar o dată pentru un control dermatoscopic al alunițelor la un medic dermatolog. Nu doare, nu? Nu doare, doar se pune acest dispozitiv pe piele și medicul se uită prin el. Se iau la rând absolut toate alunițele de pe corp, chiar dacă omul are 50-100, că sunt și oameni care au așa alunițe atât de multe, ei se iau pe rând, este o metodă foarte micăloasă, să zicem așa, poate dura și o oră jumate, în funcție de câte alunițe are persoana respectivă. Cele care sunt foarte suspecte, să zicem așa, în sensul că pot reprezenta deja un melanom sau că se pot transforma în melanom, se excizează. Atunci, celelalte care au un grad mai mic de atipie, adică arată puțin suspect, să zicem așa, în termeni mai populari, acelea se înregistrează. Ce înseamnă, de fapt, acest lucru? Prin dermatoscop, cu ajutorul unui aparat foto, facem o poză la lunița respectivă, datele se stochează într-un program special, se face o așa numită hartă dermatoscopică a persoanei respective, adică se plasează pe o figură, o poză... Deci un istoric, practic. Un istoric, exact. Defilezi. O hartă a lunițelor persoanei respective și la următoarea vizită pe care medicul o indică în funcție de cât de suspecte sunt alunițele, fie la 3 luni, fie la 6 luni, fie anual, la următoarea vizită reluăm același procedeu, ne uităm din nou la absolut toate alunițele și cu mai mare atenție... Exact. Cu mai mare atenție ne uităm la cele pe care le-am considerat suspecte prima dată și vedem dacă, într-adevăr, dacă au evoluat, dacă prezintă structuri în plus, de cele mai multe ori în plus, dar, într-adevăr, pot să și involueze, să așa numită regresie, care nu este neapărat un semn bun și acesta este un semn de alarmă. Deci se compară, efectiv, poza de la prima vizită cu poza de la următoarea vizită și se văd cele mai mici detalii, o mică regresul, modificare într-un colț. Asta vreau să vă întreb, regresul se vede mai mult pe perioada rece, când nu mai ești expus la soare? Nu, din potrivă, soarele, pentru că induce modificări imunologice la nivelul pielii, dacă suferim o arsură solară, de exemplu, ne putem trezi în toamnă, iarnă, că unele alunițe pot regresa. Acest fenomen se întâmplă de obicei la copii și rezultă așa numiții nev halu, adică nevul, alunița, da? Alunițele în termeni medicali se numesc nevi. Vedem că alunița începe să se micșoreze, se micșorează tot mai mult, dezvoltă un halou, o bandă albă în jur și la un moment dat dispare. Fenomenul acesta când apare la copii nu ne îngrijorează absolut deloc. În schimb, dacă apare la un adult peste 30-40 de ani, deja ridică mari semne de întrebare, pentru că acea leziune poate să fi fost un cancer de piele, acea leziune care a regresat. Deci, foarte important este ca orice persoană să se prezinte pentru un control dermatoscopic al tuturor alunițelor măcar anual. Da? Deci chiar dacă nu se pare că toate sunt în regulă, că nu e niciun fel de probleme cu ele, trebuie examinate cu mare atenție și atât cu ochiul liber cât și cu ajutorul acestui dermatoscop. Cancerul de piele este melanomul. Melanomul este un cancer foarte agresiv. Foarte agresiv și este un cancer la vedere. Deci nu e ca și cancerul gastric, să zicem, da? Care e ascuns și greu se depistează, chiar și cu metode imagistice. Este un cancer la vedere, îl vedem. Vedem că ne-a ieșit ceva pe piele sau vedem că o aluniță s-a modificat. A crescut, sigur. A crescut în dimensiuni, își modifică culorile, devine asimetrică. Deci este ceva... E dor? Nu. Nu, deci de cele mai multe ori, chiar și în stadii avansate, cancerul de piele nu doare și poate să fie asta unul dintre motive pentru care omul vine târziu. Melanomul, în general, pacienții cu melanom se prezintă târziu, surprinzător, pentru că e acolo, pe piele, îl vezi că... De ani de zile, da. Da, că ți-a ieșit, stai și te uiți la el, poate mai e și un motiv. Motivul ăsta încă mă surprinde că persistă cauza asta. Poate ați auzit. Vecina mea a avut o aluniță pe piele, a stat cu ea bine mersi, s-a dus la doctor cu ea, i-a scos-o și peste 3 luni a murit. Poate ați auzit povești de genul ăsta. Ei bine, n-au niciun fundament științific.
Probabil, vecina respectivă, în momentul în care s-a prezentat la medic, deja era într-un stadiu tardiv, avea un melanom, era într-un stadiu tardiv, s-a făcut ceea ce se face în orice cancer de piele. Primul pas în orice cancer de piele este operația, se scoate cancerul respectiv și pacienta să fi decedat din cauza că deja melanomul acela fiind agresiv, probabil deja dăduse metastaze cutanate. Deci tratamentul cancerului de piele este operația, tratamentul de elecție, tratamentul de alegere în toate formele de cancer de piele și alunițele. Alunițele suspecte se scot, se operează, se taie în țesut sănătos, deci nu se taie în aluniță, se taie în țesut sănătos și se trimite la examen histopatologic, care ne spune exact, e doar o aluniță sau e ceva mai mult. Deci acesta este tratamentul cancerului de piele. Oamenii nu trebuie să se teamă că se duc cu semnele, cu alunițele la doctor și doctorul va umbla la ele. Va umbla pentru că asta trebuie să facă, să scoată alunița respectivă, dacă așa consideră că trebuie scoasă. Să rămânem în sfera asta atunci și să vorbim puțin și despre lipom, că și această boală iarăși prinde contura, aș putea spune, și de ce ajunge o persoană să aibă așa ceva? Nu se cunoaște exact, nu se cunosc cauzele exacte. O oarecare predispoziție genetică, adică dacă părinții au avut mai multe lipoame, e posibil. Nu-i musai să fii gras sau slab, apropo. Nu are absolut nicio legătură. Pacienți foarte slabi pot să facă lipoame, pacienți foarte grași pot să nu facă. Hai să zicem că la persoanele mai grăsuțe nu se văd, nu sunt atât de evidente, dar nu au nicio legătură cu grăsimea corpului sau cu atât mai puțin cu grăsimile din sânge. Deci cu colesterolul, cu trigliceridele n-au absolut nicio legătură, dar sunt tumori benigne, nu prezintă niciun fel de risc, se rezolvă relativ ușor, se pot opera și prezintă până la urmă o problemă cosmetică. În general, pacientul vine să se prezinte din timp cu aceste lipoame, dacă ele deranjează, cresc. Sau cresc și devin cu atât mai inestetice cu cât sunt mai mari. Și de acestea este bine să fie rezolvate. Un pericol un alt organ? Nu, pentru că sunt strict la nivelul pielii, de cele mai multe ori se localizează pe membre sau pe toracele posterior, pe umăr. Am văzut pe frunte. Pe frunte, da, pe față sunt mai de rare, asta, dar întrebăm dacă pun în pericol ochiul sau. Nu, că dacă n-ajung să crească chiar atât de mari încât să pună sănătatea omului în pericol în niciun fel. Sunt sindrome rare, genetice, în care omul e plin de astfel de lipoame, sunt foarte rare. Într-adevăr, acolo există probleme mai mari din această cauză, dar în general sunt probleme doar de ordin cosmetic, suficient cât să le scoatem și mai din timp, ca să, cu cât sunt mai mari, cu atât sunt mai greu de rezolvat. Să vorbim puțin, stimați telespectatori, și de bolile copilărie, pentru că cu toții avem copii, unii sunt mici, alții sunt mari, unii le-au făcut, alții urmează să le facă, a început școala, grădinița, colectivitatea și aici este și nucleul, să spun așa, al atracției unei astfel de boli. Spuneți-ne care este cea mai frecventă. Este, nu pot să spun epidemie, dar eu cunosc, am un vecin mai mic, așa, Albert, și a venit și a spus la școală, la mine, e deja varicelă. Iată, primul semn că vine iarna, toamna deja așa trece este. Și copiii o săptămână, două vor sta în casă, cei mici care contactează așa ceva. Într-adevăr, varicela este cea mai frecventă. De ce? Pentru toate. Și mai dureroasă? Bine, că nu numai ea, ci și celelalte. Este cea mai frecventă pentru că pentru celelalte, adică pentru rubeolă, rujeolă, se face vaccin. La ora actuală intră în schema de vaccinare obligatorie. Și totuși fac copiii și cu vaccinul ăsta. Fac, dar de obicei fac forme mai ușoare. Da. Dar și pentru varicele există vaccin, însă nu intră în schema de vaccinare obligatorie. Vaccinul este opțional, părinții pot alege dacă îl fac sau nu. Asta îți spune medicul de familie, bănuiesc. Da. Există vaccinul respectiv. Dacă vrei, îți spune factorii pro, factorii contra și tu alegi dacă îi faci copilului vaccinul respectiv sau nu. În general, eu recomand că dacă până la o anumită vârstă nu este necesar. De ce? Copiii până la 10-12 ani... Cam le fac pe toate. Da, fac forme ușoare de varicelă, de care se și vindecă rapid,
se vindecă rapid și de obicei nu diseminează. Deci virusul rămâne la nivelul pielii și nu dă complicații. În schimb, adolescenții și adulții sunt cei care fac forme mai grave de varicelă. Mortalitatea este mai crescută la adolescenți și la adulți. Deci dacă la copil mortalitatea este de 2 la 100.000 de cazuri, la adulți crește undeva la 70.000 de cazuri. Deci este mai gravă la adulți. Sunt dacă... adulți care nici nu știu dacă au făcut în copilărie sau nu, că e foarte important și acest aspect al vieții. Că... Este, da. Ca și grupa de sânge, trebuie să știi ce, acum ce ai, ce ai avut. Un pic e mai ușor, pentru că pentru copiii noștri, să zicem, că ei mai probabil că nu mai, dacă e să facă ceva, nu mai varicela o vor face, pentru că pentru celălalt există vaccin și de obicei nu se face. Într-adevăr, se mai face rujeolă, mai sunt copii care fac, dar rar. Deci sunt puțini, incidența a crescut foarte mult, foarte mult, a scăzut, incidența a scăzut foarte mult datorită vaccinării și am zis forme ușoare de boală. Într-adevăr, adulții de multe ori nu știu dacă au făcut varicelă sau nu, în primul rând pentru că atunci se făceau mai multe boli ale copilăriei, dar și pentru că varicela, putem să facem varicelă, dar să facem așa numitele forme subclinice de boală, adică să luăm virusul, dar să nu ne manifestăm în niciun fel, să nu facem febră, să nu iasă bube. Sau poți să faci zona zoster, că e același virus și să nu faci varicelă? Există... Poți să faci zona zoster fără să știi că ai făcut varicelă. Este într-adevăr același virus. Virusul respectiv, după ce varicela se vindecă, rămâne cantonat în organism, adică nu îl putem distruge, nu îl putem omorî cu absolut nimic. El rămâne latent, așa se zice, realizează o infecție latentă în ganglion și în momente în care organismul este mai slăbit, la vârstnici, la persoane care au și alte boli, se mai reactivează un pic. Exact, și dă zona zoster. Nu poți să faci zona zoster fără să fi contactat virusul, dar v-am zis că de multe ori sunt așa numitele forme subclinice. Adică nu facem boala, dar virusul l-am luat și l-avem în noi. Majoritatea persoanelor pe care știu eu că au făcut zona zoster spuneau că au trecut printr-o problemă de stres, printr-o problemă emoțională, printr-o problemă care le-a pus oarecum în dezechilibru psihicul. Este adevărat? Este numai adevărat. Atunci sau nu numai? Nu numai atunci. În general, la o persoană cu imunitatea scăzută, fie că vorbim despre un vârstnic, fie că vorbim despre un adult care are și alte probleme de sănătate și, într-adevăr, în condiții de stres, în condiții de stres scade imunitatea organismului și, într-adevăr, atunci o persoană respectivă poate să facă zona zoster. Alte boli ale copilăriei pe care le putem lua în colectivitate, ei, copiii, mai sunt și... mă rog, nu se mai manifestă așa ca în anii trecuți? Sau care ar mai fi pericolul? Scarlatina este încă, să zicem, pentru aceasta nu există vaccin, este o infecție bacteriană dată de streptococul beta-hemolitic de grupa A, cel temut streptococ, care poate să dea probleme mari, dar scarlatina, să zicem, de cele mai multe ori nu este una dintre aceste probleme mari. Pentru acesta nu este vaccin și încă se pot. Această boală încă se poate face și, într-adevăr, copiii o fac. Copiii cred că sunt și județe sau orașe mai predispuse. Eu, de exemplu, sunt din Mehedinți, dintr-o beta Turnul Severin. Se știe că acolo se bea apă din Dunăre, filtrată, mă rog, tratată, dar la un consul la Craiova spunea un doctor, măi, ce se întâmplă cu voi cei de acolo? Pentru că preponderent au streptococul hemolitic B. Are legătură cu apa din Dunăre. Scarlatina se... Păi au mai fost și probleme și acolo. Și probabil... Și cu războiul, cu metalele grele. Deci nu e tot una să bei apă de izvor, să bei apă din Dunăre. Scarlatina este contagioasă, este foarte contagioasă, aș putea spune. Se transmite de obicei prin așa numitele pricături, în sensul că dacă strănutăm, dacă tușim, avem acest streptococ în gât, chiar dacă nu avem absolut nimic pe piele sau nu ne doare gâtul, sunt așa numiții purtători asimptomatici, adică persoane care au streptococul, dar nu au niciun fel de manifestare. Și dar transmit. Și pot transmite boala aceasta, da. Dar de cel mai multe ori tratamentul este, dacă este diagnosticată la timp corect și este făcut un tratament corect, adică tratamentul clasic cu penicilină, nu pune probleme deosebite. Sunt și cazuri, sunt cazuri care pot evolua grav, dar acestea reprezintă excepțiile. Despre exeme n-am vorbit deloc în această emisiune și sunt și ele un stres atunci când apar.
Așa este, ne-ar trebui vreo 3-4 emisiuni să vorbim numai despre eczeme. Eczemele sunt de foarte multe feluri. Poate cea mai frecventă la adulți este dermatita de contact, adică dermatita care apare datorită contactului cu anumite substanțe, cu anumite substanțe chimice. Și aceasta poate să fie de două feluri, iritativă, adică o substanță care irită pielea fără să dea o alergie și care apare imediat de la expunere, adică am avut contact cu substanța respectivă, într-o oră, două, deja se roșește pielea, ne ustură de obicei, poate să și mănânce. Și mai este dermatita de contact alergică. Ei bine, aceasta apare datorită alergiei la o anumită substanță. Aceasta are nevoie de timp pentru a se dezvolta și nu se dezvoltă la toți cei care intră în contact cu substanța respectivă, ci doar la cei susceptibili, la cei care au, să zicem, pielea mai sensibilă. Foarte multe substanțe sunt cele care pot să dea dermatită de contact. Să spunem, printre cele mai frecvente care dau iritații, substanțele acestea de curățare, de tot felul, gen substanțe de curățare a băii, substanțe de curățare a ferestrelor, chiar și detergentul de vase, acestea dau de obicei iritație. Alergii sunt date mai frecvent de substanțe cu care avem contact zilnic, dar chiar naturale, polen, praf, puf. Polen, praf, puf, fructe, da. Să ne întoarcem din nou la gălbenele, la arnica și la mușețel. Plantele, într-adevăr. Fânul, iarba, tăiată. Fânul, da. Fânul mai mult, să știți, pentru da, eu știu rinoconjunctivita. Bebele meu e alergic, aia. Da. Și chiar spuneau alergologii, apropo de ce ne spuneați, că rata, deci incidența alergiilor este atât de mare la copii, cum n-au mai văzut-o până acum. Crescut. De ce toți copiii, generația aceasta de micuți care se nasc, capătă alergii în timp? Poate că toți am fost, că am crescut la țară, ne duceam la bunici în vacanță, eu țin minte că umblam și prin fân și prin iarbă și iată, nu aveam aceste forme de alergii pe care le întâlnesc nu numai la mine acasă acum, dar și la copiii prietenilor și cunoștințelor. Într-adevăr, atopia, incidența atopiei, adică ce înseamnă atopie, o predispoziție genetică, o susceptibilitate un cu exact, un fond cu care ne naștem și care ne crește riscul de, bine, de a dezvolta. Poate fi dobândit, nu? Atopia, în general, pentru aceasta, cu aceasta ne naștem, cu predispoziția aceasta. În bagajul genetic. În bagajul acolo, genetic, da? Exact. Și pe acest fond se pot dezvolta alergii. Adică putem, pacienții respectivi, pacienții atopici pot dezvolta bronșic, rinoconjunctivită alergică, la nivelul pielii se poate dezvolta și anumită dermatită atopică și aceasta e foarte frecventă. La copii incidența este undeva între 10 și 20%. Foarte mare. Foarte mare. Îngrijorător de mare. Foarte da. Mare. Vestea adică bună sunt e că următorii pacienți cu boli de plămân, să îi numesc așa? Nu toți. Nu toți vor face azbronșic, un procent foarte mic din acești pacienți cu dermatită atopică vor face și azbronșic, dar, într-adevăr, ei sunt cei la risc pentru azmobronșic. Desigur, azmobronșic se poate dezvolta și fără acest și fond. Și fără, da, dar eu... Da, este... un punct de plecare. Un punct de plecare, exact. Dermatita atopică, în general, dispare undeva în jurul de adolescență, în cele mai multe... 50-70% din cazuri trece în jurul adolescenței, astfel încât dintre adulți doar 1-3% pot să dezvolte dermatita atopică. Să vorbim și despre, nici nu știu despre ce, să vorbim așa de repede, că nu avem decât vreo câteva minute, dar părul și unghiile, din nou, mai ales pentru doamne și domnișoare, constituie, să spun așa, frumusețea fizică. Și aici, dacă nu întreții cum trebuie și părul și unghiile, ai probleme. Poți avea și fără să faci acest lucru și aș vrea să ne vorbiți și despre acest aspect, având în vedere că noi agresăm, adică, iată, ne ojăm, ne vopsim părul, mai dăm, știu eu ce, ceară sau placă de întins părul sau... Oricum, părul e agresat din orice poziție, șampoane, creme, mască. Haideți să vorbim despre cum să preîntâmpinăm această treabă, dacă se poate, deși nu cred că se poate stopa prevenirea, pentru că ne place să arătăm sau avem momente în care vrem să arătăm altfel de cum arătăm la oglinda acum, deci peste un sfert de oră sau o oră să fim mult mai frumoase.
Dar incidența persoanelor care au probleme de această manieră este mare sau mică? Să știți că aceste multiple tratamente pe care ni le aplicăm nu sunt printre cele mai rele lucruri pe care ni le facem. Și cum spunea bunica, nu te mai vopsi de la vârsta asta că o să ajungi cheală, nu? Nu cred neapărat. Multe mămici așa își impulsionează copilul ca să fie mai atent vis-a-vis de într-adevăr, substanțele astea cu care ne vopsim părul pot să dea alergii. Da, acestea se manifestă. Îți dai seama că ți s-a întâmplat treaba asta în momentul în care ai pus substanța respectivă, chiar imediat după vreo 48 de ore. Afectează structura firului de păr, nu dramatic, deci nu produc modificări mari. Întinsul cu placa și acesta afectează firul de păr, dar la fel, nu dramatic. Și cu atât mai puțin cu cât părul crește. Deci, permanentul, iar că... Permanentul, da. Deci permanentul are niște substanțe în el mai care... Mai ales amoniacul, da. Da, permanentul în general trebuie evitat. Dar restul nu sunt foarte nocive. Într-adevăr, afectează structura firului de păr, dar nu afectează, majoritatea nu afectează rădăcina. Și atunci nu îl distrug, să zicem, nu distrug rădăcina, nu dau alopecie, adică căderea părului definitivă. Dacă e ceva, e ceva de moment. Sunt multe alte cauze de căderea părului. Și aici tot soarele iarăși are un pentru, rol. Pentru păr nu neapărat, mai mult stresul, să zicem, dintre factorii comuni, care poate să dea direct căderea părului, așa numitul efluvium telogen, din cauza unui stres cronic prelungit, adică ceva ce ne stresează în continuu, timp îndelungat, sau un stres acut, ceva care ne stresează acum pe moment, dar este foarte grav. Ceva un care... șoc emoțional. Un șoc emoțional, exact. Părul de obicei e important de spus că cade la 3-4 luni după stresul respectiv. Deci de multe ori vin pacienți la mine, m-am stresat acum o săptămână că mi s-a întâmplat ceva și îmi pică părul. Ei bine, nu contează ce s-a întâmplat acum 3-4 luni de zile. De ce? Firele de păr, ca să cadă, trebuie să ajungă într-o anumită fază, așa numită fază telogen. Și ca să ajungă din faza anagen în faza respectivă, în faza telogen, trec 3-4 luni de zile. Și la unghii, că iată, este o... să spun așa, o nebunie și cu unghiile false și sunt frumoase, dar și din ce am citit eu și din ce am auzit, că și lampa UV chiar îți face mai mult rău decât bine, e adevărat? Lacul acela, sau mă rog, ușa care se pune în momentul în care ți se pun unghii false, e periculoasă, dar nu este atât de... periculoasă în sensul de alergii, deci nu se afecteze permanent unghia. În schimb, mult mai periculoasă este într-adevăr lampa aceea. De ce? Este expunere la ultraviolete. Ultraviolete egal solar, egal soare. Soare care, așa cum am spus și mai înainte, este foarte nociv pentru piele. Acum, dacă se pun, nu se pun una într-una și nu se pun, se pun destul de rar, din câte știu, deci nu e foarte frecvent expunerea aceasta la ultraviolete, nu prezintă un risc semnificativ. Important e să nu facem abuz. Important e să nu facem abuz de nimic în general, deci nici de această metodă să nu abuzăm. Iată, mi se spune că mai avem doar 2 minute și mai aveam multe de discutat, n-am reușit în această emisiune, poate vor urma și altele, dar pentru că ați vorbit despre stres și el este cel care îl avem la purtător zilnic, facem noi în așa fel să ne stresăm de ceva anume, spuneți-ne care e cea mai frecventă boală a acestui stres? Că... și la școală, și la serviciu, și acasă poate te stresează că tu vrei să dormi și vecinul bagă vreo mașină și așa mai departe. Așa este. Acum, majoritatea bolilor de piele nu au ca și cauză directă stresul. Nu e stresul cel care le cauzează. Dar sunt foarte multe boli de piele care sunt agravate de acest stres. Poate cea mai importantă ar fi psoriazis, o să menționăm. Primul episod de psoriazis este declanșat de multe ori în urma unui stres semnificativ sau stresul poate determina agravări, dar nu este cauza directă. Sunt mulți alți factori care reprezintă cauza, mă rog, cât se cunoaște la ora actuală a psoriazisului, dar stresul doar agravează. La fel dermatita seboreică, dermatita atopică,
chiar și creșterea unghiilor este afectată de stres, rozacea, acnea, pacienții care cu coșuri, s-a observat că studenții care au coșuri în sesiune dezvoltă mult mai multe coșuri, acestea sunt mai persistente și mai inflamate. Pielea este și pielea, chiar dacă nu are niciun fel de problemă, poate să sufere de pe urma stresului, în sensul că e uscată, are bariera afectată, e mai sensibilă la alergeni, la iritanți, la factori infecțioși. Iată, am ajuns și la finalul acestei emisiuni. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să mai veniți ca să finalizăm și celelalte subiecte pe care ni le propusesem, a le discuta, pentru că, așa cum am citit cu toții, pielea este, până la urmă, acel organ al corpului care ne spune când ceva nu e în regulă cu noi. Așa este. Încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă doresc în continuare vizionare plăcută. La revedere!